Bă, băiatule, mă, ia uite un pic, mă, ce-a făcut ăsta. Ești nebun, o bătut 4 inși. Așa, și ce te miri așa? Păi, e dimirat, că era singur și erau 4. Ce, mă, eu nu fac de-astea? Ce? Ce, mă, eu nu i-am bătut pe aia săptămâna trecută? A, ai bătut. Eu credeam că erai unul din aia 4 care lua bătaie. Bă, vezi că nu te mint, și nu erau 4, erau 5, 6. Nici nu mai știi. Păi aia e, că când îți iei lovituri în cap nu mai ții minte. Bă, nu te mint, mă. Tu, mare bătăuș. Da, mă, eu un mare bătăuș. Dar de ce crezi că am pus ăștia pe mine? Așa, degeaba? Băi, mă, am arătat aici secvențe dintr-un film cu regii, cu cascadori. Cu... Așa și? Păi nu mai crede nimeni acum că bați 20 odată, că nu e ca pe vremea lui Arnold. Acum există probleme cu legea, există noi. Băi, tu ți-aduci, mă, aminte cum mă strigau pe mine băieții pe stradă? Ziceau pârnaie, mă, că eram periculos. Da. Ești periculos, dar în trafic, că nu te asiguri. Băi, nu mai zice de-astea, da? Că mă supăr și... Bam! Bam ce? Nu mai dai banii înapoi pe care ți-am împrumutat sau ce? Nu mai zice de-astea, că mă supăr și plec acasă. Bine, scuze, gata. Ia uite-l pe ăsta cum sare cu coarda de înălțimea asta. Am sărit și eu așa. Da, mă, dar el sare că vrea, tu te-ai îmbătat și ai căzut în cap pe scări, nu erai chiar conștient. Vezi, mă, că ăsta n-am pățit nimic, eu când am sărit fără cască. Da, chiar așa, cum ar fi să mergi cu casca la băut așa preventiv? De asta ce zici, cum faci drifturi cu mașina? Bă, făceam de-astea cu Dacia, mă. Când ai căzut tu cu Dacia în râu, nu o să puni că ai făcut drifturi. Ești prost dacă nu mă crezi, dar eu zic adevărul. Dar de asta ce zici, asta de sare cu motocicleta peste 20 de mașini? Și eu pot să fac de-astea oricând. Ce, să parchezi 20 de mașini ca să sară altul cu motocicleta peste? Nu, mă, nu, să sar cu motocicleta. Dar tu nici n-ai permis de motocicletă, când n-ai condus niciodată una. Așa știi tu că n-am eu permis de motocicletă, dar eu conduc în fiecare zi. Ce conduci, man, tu? Că când ai venit aici te-ai plâns că stau departe de metrou. Așa am făcut? Da. În fine, ia uite-l pe ăsta, Dan Birzerian. Așa, ce-i cu el? Nu, ce viață duce asta? Am o poze, poze de-astea am și eu. Ce? 30 de gagici și actul tău personal? Da, cum? În mărime naturală? Că așa mă duc și eu la Noriel și mi-au Lego cât vreau. Nu, mă, chiar am poze cu mine și cu ele, ți-arăt. Bineînțeles că ai, deci a trebuit practic să mă simt onorat că stai la bere cu mine, la cât de mult te faci tu, a? Mi se știe că da. Și? Săptămâna trecută ce mi-ai făcut? Ai escaladat Everestul? Ai mers pe stația spațială? Ce ai făcut? Nu, am băgat un bilet la pariuri și am câștigat. Asta poți să cred. Cât ai luat? 3.800.000. Asta nu mai poți să cred. Cocoș, ieri l-am scos, mi-am luat și mașină. Ți-ai luat pierna în brață și când ai trezit era dimineață. Bun, dar de ce nu mă crezi, mă? Cum, doamne, iartă-mă, să te crede, omule, că de fiecare dată când ne întâlnim, le înflorești din parcă vrei să-mi vinzi mie cursuri online de dezvoltare personală, mă jur. În fine, dacă tu asta vrei să spui, eu te cred, na, cum spui tu? Hai, că ești chiar nasol, vezi că eu mereu zic adevărul și tu zici că te mint. Cum adică spui adevărul, omule, că tu nu mai ai mașină de 3-4 ani, nu-ți amintești că ți-ai vândut mașina ca să scoți iPhone din amanet? Mă duc acasă. Hai că am plecat. Hai că te conduc. Hai. Ne auzim, boss. Ne auzim. Da, Cocoș, îmi pare rău că nu vrei să mă crezi că mi-a ieșit biletul, că mi-au luat mașină cu banii de pe bilet. Mi-au rămas și bani. Îți luam și ție un ceas de 500 de euro, dacă mă credeai, dar dacă nu mă crezi... Bine, hai. Ți-ai chemat taxiul? Taxiul, da? Fii atent aici. Ia uite-mi taxiul. Mare, stai așa! Ce spuneai de ceasul ăla? Stai, mă, stai!